Săptămâna aceasta, ploaia ne-a ținut în casă și credeam că nimic extraordinar nu se mai poate întâmpla. Vizionați filmulețul și o să aflați în ce comunitate frumoasă am ajuns. Am avut 2 zile cu ploaie, abia mâine se oprește ploaia, așa că activități administrative pe cameră. Am scos cizmele de cauciuc de la naftalină, pentru că se spală mult mai ușor sub jet de apă decât bocancii de drumeție. Ăia îi păstrez pentru drumeție, pe aici merge cu cizma de cauciuc. Bogdan are ceva treabă acum pe laptop și am plecat cu Ancuța la o plimbare. Am avut 2 zile de ploaie în continuu, iar astăzi a fost prima zi de soare cu nori. Am avut și o vizită azi, Juan și Alba au venit să ne întrebe dacă suntem ok, să ne salute și ne-au spus că un localnic din sat vrea să ne aducă produse făcute de el, ouă, mă rog, nu ouă făcute de el, ouă de la el din curte și ceapă și vin. Și am fost foarte, foarte încântați. Sunt niște oameni extraordinari. Iar acum am ajuns sus la panoramă și vă arăt ce apus avem. Acolo este Buera. Acolo este Adahuesca. Și acolo este Alchezar. Hai, Ancuța, mergem? Hai! 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 Hai, hai, hai! Am primit o vizită astăzi. Doi localnici din sat ne-au adus produse de la ei din gospodărie. Ouă. Așa. Avem aici ceapă verde, 2 sticle de vin. Ia scoate sticlele, să vedem ce e acolo. Aici? Da. Ta-da! 2 sticle de vin. Și blanco. Așa. Și o pungă de migdale naturale. Da, pentru că oamenii aici se ocupă cu migdalele și cu măslinele, cu ulei de măsline. Nu e pentru tine. Și nu. Este și o zonă de vinuri aici. Și de-aia fac și vinuri. Sunt foarte multe. Se pare că Ancuța vrea o migdală. Ia. Yeah. Ancuța? Vinul tradițional din zonă, ia să vedem, roze. Mamă, ce aromă are. Wow, ce bun e. Mamă. Și atât de dulce. Wow, ce bun e. Și o grămadă de verdeață ce avem. Ceapă și salată. Iar migdalele le-am gustat și pe alea și au un gust foarte bun. Mai gustasem niște migdale, dar cred că erau sălbatice, că erau foarte amare. Astea chiar sunt foarte bune. Și cred că sunt 2 kg de migdale acolo, e jumătate de pungă. Deci cam ăștia sunt oamenii pe care îi avem noi ca vecini în satul Buera. Ia uite cât am aici apa verde.
în martie. În martie, așa. O să fie bună cu o fasole. Mamă, dar cum e vinul? Cum e vinul? Se simte gustul de alt lemn. La butoi mă refer. Mamă, ce... Se combină bine cu aroma vinului. O să-ți fac o salată. Deci bunătățile astea din grădină n-au fost aduse de Alba și Juan, cei cu care ne-am împrietenit, ci de altă familie, care se mai plimbă și ei ocazional pe aici. Nu am interacționat niciodată cu ei, dar știam de la Alba și Juan că le-au spus lor că vor să ne aducă ceva din grădină de la ei. Foarte drăguți. Nu avem ciocan? Avem, dar de cauciuc. Dar sunt super bune. Da. Cele mai bune migdale. Astea crude. Îi plac și acum, și uite, a căzut. Da, zona este, după cum spuneam, de vin, migdale. Cam cu asta se ocupă oamenii în agricultură aici. Este o zonă de vinuri foarte bună. Și măslin. Și măslin, da. Și vinul ăsta mi se pare că distruge cam toate vinurile fancy pe care le-am băut în Franța.